Epopeea lui Ion Budai de la Muțiganiada ne oferă o poveste foarte interesantă și amuzantă despre țiganii care merg să susțină voievodul în lupta împotriva turcilor. Se creează o multitudine de situații comice în acest poem Acțion eroic comico-satiric, cum îl subintitulează autorul. De exemplu, raiul este descris ca fiind alcătuit din băutură și din mâncare, colea, vezun și podărăchie, dincolo balta de vin tembie, sau dealurile și coastele toate sunt de caș, de brânză, de slănină. Avem și o poveste de dragoste care implică tot felul de elemente fabuloase, deci toate argumentele pentru a citi această epopee unică în literatura română. Filmul lui Emir Custurița, Vremea țiganilor, ne introduce în aceeași lume, plină de vrajă, mister, magie, în care eroul ajunge din hoț barosan pentru că vrea să câștige bani pentru a-și lua mireasă. Muzica este asigurată de Goren Bregović, deci atmosfera este creată în întregime și merită din plin să vedem și acel film și să ascultăm, bineînțeles, coloana sonoră.